Dragi prieteni, continuăm seria lecțiilor de istorie și eu vreau astăzi, în continuare, să vorbim despre falsurile sovietice. Dacă vă aduceți aminte, data trecută noi am vorbit despre pactul Molotov-Ribbentrop. Eu atunci am scăpat și n-am spus că acest pact, acest tratat, Uniunea Sovietică recunoștea că este așa tratat, dar nu recunoștea protocol adițional secret. Din start au spus că nu există așa protocol. Din ce cauză nu exista așa protocol? Ca să nu-i prindă cu minciuna că ei împreună cu Hitler au împărțit sfera de influență în Europa, adică de la Marea Baltică și până la Marea Neagră, toate teritoriile astea care prin semnătura pusă pe pactul Molotov-Ribbentrop, Uniunea Sovietică a ocupat țările baltice, a dus război împotriva Finlandiei după acest pact. În noiembrie 1939, martie 1940, pacea a fost încheiată. Finlandiei s-au luat 11% din teritoriul care nici până astăzi nu i s-au întors. Sovietici au pierdut cam jumătate de milion, finlandezii au pierdut 10.000 de ostași. Linia de apărare se numea în numele mareșalului Finlandiei linia Meiningen. Așa, țările baltice au fost ocupate după 17 septembrie. La 1 septembrie a început al doilea război mondial și Germania nazistă a atacat Polonia la 1 septembrie. La 17 septembrie, cum au fost înțeleși prin pactul Molotov-Ribbentrop, Uniunea Sovietică și ei la rândul lor au atacat și au ocupat teritorii polonezi, jumătate de Polonie. Așa care spuneau ei prin minciună că i-ar fi eliberat pe ucraineni și pe bieloruși. O minciună crasă, nu era așa. Acolo populația majoritate era poloneză, cum era și în orașul Lvov și în orașul Stanislav Ivan Frankov de azi, să zicem. Asta a fost Ucraina și Bielorusia de vest, în 39. Datorită acestui fapt, acestui pact, Uniunea Sovietică a ocupat aceste teritorii în înțelegere cu Hitler. În 1940, la 28 iunie, ne-a venit rândul și nouă. Ne-au ocupat și iată, eu vreau să prelungesc. Am găsit falsitatea și vreau să vă spun și dumneavoastră. Pentru că toată istoriografia sovietică e făcută din minciună. Acolo nu găsești nimic care ar fi veritabil și ai putea să-i crezi. Eu am aici un articol din ziarul Sovietskaya Moldavia, organul central al Partidului Comunist din Moldova, așa numit. În limba rusă se numea Sovietskaya Moldavia. De pe data de 23 august 1989. La acel timp, Republicile Baltice, la ori școli de stradă, vorbeau de pactul Molotov-Ribbentrop, cum sovieticii au încheiat. Deja era o mostră din Germania care americanii încă în 1944-45 au spus că este așa protocol adițional secret și se vorbea în țările baltice și la noi mai puțin, dar se vorbea deja. Și iată, în Sovietskaya Moldavia a apărut acest articol. Sovietskaya Moldavia din 23 august 1989. Și dacă v-am spus, nu că eu aș vrea să-i fac pe unii mai buni în istorie, pe unii mai răi și așa mai departe. Noi acum vorbim despre noi, despre fosta Basarabie sau Republica Moldova de astăzi, în ansamblu România, că la moment România era aici, statul român. Așa, spun în limba rusă, pe urmă am să traduc în două limbi. O să vedeți de ce. В 1918 году România, пользуясь военной слабости России, ăsta e ultimatumul, насильственно отторгла от Советского Союза, в парантезе России, часть ее территории, Бессарабию, и тем нарушила вековое единство бессарабцами с украинской, украинской Советской Республикой. А вот это били? Доктор Ялди, Додон, Стати Василий, что-то мои партии, унисунтец. Auziți bine? Puneți mâna și citiți, vedeți și asta. Cum era populată Basarabia de ucraineni? Iată, eu am aici și populația Basarabiei la 1940. Acum o să vă spun în procente câți ucraineni erau. Deci să scoatem la capăt cu ultimatumul.
Încă o dată citesc în rusești, majoritatea basarabenii cunosc. Pentru românii din țară și din diasporă o să le traduc acuși. Besarabii тем нарушила вековое единство Бессарабии, населенной главным образом украинцами, adică preponderent cu Украине. Iată într-o limbă prostească de peștinistru, de la acea oră, care mulți, tot alti Dodon, Voronin, Țân, să spună că este limbă moldovenească, iată într-o limbă calică, la acel moment, informații despre ultimatumul sovietic în limba lui Voronin. În anul 1918, România, în folosându-se cu slăbișunea militară a Rusiei, cu deasâla a luat de la Uniunea Sovietică Rusia o parte din teritoria ei, Besarabia, și cu aia asta a încălcat unirea de veacuri a Besarabiei, locuit în cei mai mari parte de ucraineni cu Republica Sovietică Ucraineană. Asta o spun frații din Transnistria, așa numiți-i frați, mă rog. Guvernul Uniunii Republicii Sovietice Socialiste propune guvernului de Caroli a României, adică guvernul regal. Dar dacă ei aveau o limbă moldovenească, nu? Guvernul de Caroli a României. De întors Besarabia Uniunii Sovietice, din pricina rușilor sovieticilor, prin foame, deportări, război, genocid, represii, am avut o groază de refugiați în primul rând. A doilea, Basarabia, în întregime, de la Hotin și până la Ismail și Cetatea Albă, a pierdut 1,5 milioane de oameni. Iată eliberarea de la 1940 și cea din 44. Ne-a costat 1,5 milioane de oameni. Gândiți-vă dacă vreți să gândiți. Și ne-au luat parte din județul Hotin de la Nord, județul Ismail și Cetatea Albă, adică ieșirea la mare, la Marea Neagră. Ne-au eliberat, gândiți-vă, nu vă spun eu, gândiți-vă dumneavoastră, ce au făcut ei atunci? Și vedeți prin ce minciună că populația basarabă, preponderent, este de ucraineni. Unde erau moldovenii? Unde erați voi moldovenii? Că ei au eliberat Basarabia și era populată de ucraineni. Unde erau moldovenii? Ăștia care vor să fie, eu sunt moldovean. Care moldovean? Unde? La 1940 nu era niciunul. Majoritatea erau ucraineni aici. Ia să vedem noi cine totuși locuiau la acea oră în Basarabia. Sau, să zicem, Republica Moldova de astăzi, fără de parte de județ Hotin, județul Cetatea Albă și Ismail. Români la acea oră erau 1.620.847 locuitori. Sau 68,54%. Auziți bine? Români. Moldoveni n-ați văzut acolo, nu erau. Iată aici se dă istoria din partea noastră. Români erau 1.620.847 locuitori. 68,54%. Ruteni ucraineni. 261.246 locuitori. 11,05%. S-aude bine? 11,05%. Cum era populația Basarabiei compusă din ucraineni în cea mai mare parte, dacă ei erau aici 11%. Pe când românii, sau românii moldoveni, ce zice cum vreți, 68 întreg și 54. Cine falsifică istoria? Eu? Noi o falsificăm. Sau poate a falsificat-o cumva nesovietică? Ia uitați-vă bine. Germani, în Basarabia locuiau atunci 1.868 de persoane, 0,08%. Evrei, 6.323 de locuitori, 0,27%. Bulgari, 177.647 de locuitori. Găgăuzi, 115.683. În procente. Bulgari, 7,51%, găgăuzi, 4,50%. Țigani, sau romi, cum le zic azi. 8.204 locuitori, 0,35%. Polonezi, 8.691 de locuitori, 0,37%. Huțuli, ăștia sunt costobocii care vorbesc în limba ucraineană, foștii getodaci ai noștri, frații noștri. 29 de locuitori, 0,001%.
alții 6.311%. Iată cine locuia la moment, sau asta este din recensământul populației, date care le puteți găsi dacă doriți în orice arhivă și pe internet și unde doriți. Deci ne-am lămurit. Minciună că Basarabia este populată de ucraineni în cea mai mare parte. Asta e cea mai mare minciună. Cum așa? Dacă noi chiar la 1989 eram 65-64% de moldoveni. Păi cum în 1940 erau mai mulți ucraineni? Dacă iată, aici e scris până la ultimul om, 261.000. Rușă 158.088 sau 6%, 6,69. Iată falsul, dumneavoastră faceți concluzia. Nu vreau nici da, nici ba să vă spun, vă gândiți, vă promit că în următoarea, sau în timpul ce urmează, o să mai revenim la așa teme, mai mereu o să avem așa teme de discuție. Cărți am, cărțile sunt vechi, 1957, Descrierea Moldovei. Istoria Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Istoria Moldavskoi SSR în limba rusă. Am și în română. Mușatinii despre Ștefan cel Mare. Documente privind unitatea poporului român. Despre limbă, despre popor, tot este scris în slavona veche. Nu așa, dar în slavona veche avem scris. Și cine dorește, poate să iată bunoară. Dragi prieteni, dacă vă place ce fac eu și cum fac, vă rog să dați un like, să vă abonați la canalul meu de pe YouTube.